Sunt un om de carne și de vis, de pământ și cer. Nimeni încă n-a ucis partea mea de misfer. Am văzut și trenuri cum s-au dus, fără de folos. Vințitul meu n-a fost sus, iar noi toți vom pe jos. Sunt un om, sunt real, între nuntă și de vrei, vreme să zidești. Poți să alegi unde al cum ei, dacă știi cine ești. Am văzut trecut și înțeles, arcatișa. Clipa ta când n-o aștept, tu așa voi va. Sunt un om, sunt real, între nuntă și final. Cu doamna Ilea Cornelica, președinta organizației de femei Mara Mureș, și aș vrea să o întreb pe doamna Ilea, care este mesajul dânsei pentru organizațiile de femei din toată țara cu ocazia acestui eveniment la Sighetul Marmației? Femeile liberale pot ajuta România. Asta a fost și este deviza noastră. Este patra sau a cincea întâlnire cu semnificația aceasta și este un seminar de pregătire politică pentru femeile care activează și care urmează să activeze în administrația publică locală. Femeile liberale sunt și rămân o forță pentru România. Ele au gânduri bune și idei la fel de bune pentru țara aceasta și cred că noi putem să punem umărul, să clădim altceva decât au distrus cei care acum o conduc. Seminarul de astăzi este un seminar de instruire politică care se numește Femeile liberale pot ajuta România. Pot femeile liberale să ajute România? Cum pot ele? Pot în multe feluri. În primul rând, prin implicarea în ceea ce înseamnă activitatea politică și este absolut necesar acest lucru. Pot prin ceea ce reprezintă ele în societatea românească și în societate în general, pentru că orice societate modernă astăzi nu mai poate să funcționeze fără o implicare totală a femeilor și cred eu că în primul rând printr-un suflu nou pe care pot să-l aducă în politica românească e nevoie și cu atât mai mult acest seminar mi se pare că va trebui să dezbată aceste teme prin care femeile liberale să fie pregătite efectiv să înfrunte ceea ce înseamnă scena politică românească și foarte bine pregătite, așa cum cred că se va vedea și după acest seminar, vor ști să abordeze problemele spinoase, aș putea spune, ale ceea ce înseamnă astăzi situația din România. Vă rog să-mi spuneți cât de mult contează, cât de important este profesionalismul și instruirea într-o carieră politică. E important, salut cu această ocazie
acest seminar de pregătire. Femeile liberale, sigur, au o bună șansă și în Partidul Național Liberal și chiar în Uniunea Social-Liberală să fie reprezentante atât la nivelul Parlamentului, la nivel de Senat, Camera Deputaților, cât și în o serie întreagă de funcții care, sigur, vor veni și vor putea fi ocupate după alegeri. E important acest seminar, pentru că cu ocazia acestui seminar, pe lângă faptul că se leagă niște prietenii între doamnele liberale din diverse părți ale țării și în cazul de față a Ardealului și a Banatului, e foarte important pentru că se discută chestiuni importante, chestiuni de abordare a problemelor politice de pe poziția candidatului femeie în campania electorală și în viața politică. Știm foarte bine că femeile sunt o forță și sunt o forță nu numai în treburile zilnice, ci și cu ocazia alegerilor, cu ocazia diverselor scrutinuri electorale și știm foarte bine că femeile pot să facă mult bine, pot să influențeze și opțiunile de vot ale bărbaților. Din acest punct de vedere, eu cred că e bine să regăsim și să găsim. Sunt, spuneam la început, femei chiar și în Parlamentul României, să găsim mai multe femei și din Partidul Național Liberal și din Uniunea Social-Liberală în conducerea țării. Domnule Berci, veți participa și dumneavoastră la acest seminar de instruire politică, iar una dintre discuții va fi centrată pe promovarea valorilor liberale. Este un domeniu foarte vast și foarte complex, dar puteți să-mi sintetizați câteva din valorile liberale pe care le veți promova în aceste zile? Mă bucur pentru mai multe lucruri. În primul rând că Sighetul, municipiul de care mă sunt excelent delegat și eu ca un om a Maramureșului istoric, găzduiește un eveniment important pentru viața Organizației Femeilor Liberale și de ce nu pentru PNL. În același timp, în mod absolut sigur, mă bucur că Partidul Național Liberal, cu un partid cu o istorie de aproape un secol și jumătate, valorile liberale sunt și se confirmă ca valori perene pentru reconstruirea în României ca un stat cu o democrație consolidată, cu o economie de piață funcțională, ca un stat european viabil, partener, alături de celelalte 26 de state din Uniunea Europeană, în tot ceea ce înseamnă reconstruirea într-o oricare perspectivă a Statelor Unite Europene, pentru că eu cred în acest lucru. Despre rolul femei în politică, mă bucur, vreau să spun următorul lucru, mă bucur mult că am în Partidul Național Liberal și nu doar în Maramureș, colege care au vocație pentru politică, au determinare și fac politică cu pasiune. Cred eu că am înțeles și noi liberalii că e timpul să depășim o anume tentă de misoginism și să dăm șanse reale femeilor liberale, nu doar în ceea ce înseamnă o contribuție densă, de mare greutate în campaniile electorale, să le creăm șansa unei cariere politice, pentru că femeia are ceva în plus față de bărbați. Are o anume onestitate, are un anume calcul inclusiv de factură economică și sunt extrem de meticuloase. PNL-ul a avut tot timpul femei de valoare, mă gândesc la Mona Muscă, care din păcate a ieșit din politică așa cum a ieșit și ce interes era în spate, o altă istorie, dar și în acest moment avem colegi parlamentare cu bună prestație în administrația locală și în Parlament și eu sper că în acest an bărbații din PNL vor mai lăsa deoparte reflexele lor tribale și vom da șansa femeilor liberale să se regăsească pe listele de candidați la alegerile locale și parlamentare. Va fi și veți putea constata un seminar de mare succes. Ați fost invitat să participați în aceste zile la seminarul de instruire politică al femeilor liberale. Vreau să vă întreb ce le veți insufla femeilor liberale să abordeze ca strategie de comunicare pentru a se apropia mai mult de cetățeni? Mai întâi aș dori să fac un preambul la această discuție.
Și aș reitera faptul că niciuna din doctrinele politice nu s-au născut în România, dacă ne referim la social-democrație, creștin-democrație, liberalism. Însă, lucrul care putem să-l remarcăm în spațiul nostru mioritic este că liberalismul a prins cel mai bine în să spunem, în spațiul carpato-danubiano-pontic. Și m-aș referi aici, dacă doriți, Marea Unire s-a făcut sub liberalism, cea mai mare creștere economică 1938, apoi peste un arc peste timp, intrarea în Uniunea Europeană sub un guvern liberal, cea mai mare creștere economică sub un guvern liberal, așa fiind, putem să spunem că la nivelul României, acest curent este un curent care s-a, curent politic care s-a pliat cel mai bine pe structura psihologică a poporului român. În acest context, liberalismul și seminarul care vine acum să promoveze oarecum femeile în structurile, să spunem, în structurile decizionale ale acestui curent, respectiv în cadrul Partidului Național Liberal, este binevenit atâta vreme cât s-a observat și sunt cercetări de specialitate că femeile sunt mult mai apreciate în mediul economic. O cercetare recentă în Statele Unite a stabilit faptul că acele companii care au mai multe femei în consiliile de administrație sunt mai prospere. Apoi, știm că femeile își asumă riscuri mult mai greu decât un bărbat. Iată de ce spunea cineva, dacă în conducerea băncilor ar fi fost mai multe femei, probabil acum nu am fi avut această criză economică care a atins marginile lumii de la un capăt la celălalt. În lumina acestor cercetări, este clar că s-a recunoscut faptul că femeile, dacă ar fi fost mai mult promovate în mediul economic, multe lucruri ar fi avut o altă înfățișare la nivel european și la nivel global. Nu vreau să închei înainte de a vă spune că această criză care domină Europa, Statele Unite, se mai numește și criza cu față masculină. De ce? Pentru că majoritatea celor care au fost disponibilizați au fost bărbați. Apoi, din 2005 încoace, locurile de muncă care s-au creat în Statele Unite, Uniunea Europeană, în procent de 75% au fost ocupate de femei. Deci, e clar că în viața economică se observă importanța femeilor. De ce să nu facem acest lucru și în viața politică? Veți spune că în România se observă, să spunem, un anumit misoginism la nivel politic. Eu spun că mai degrabă este un conservatorism la nivelul națiunii, în sensul în care am cunoscut femei foarte bine, foarte educate, foarte disciplinate, care atunci când le spui, măi, tu ar fi bine să intri în politică, vor spune, asta nu-i de mine. Iată că probabil trebuie să se lucreze și la schimbarea mentalității femeilor vis-a-vis de această activitate care este politică. Acum este un moment, să spunem noi, o ocazie în care putem să punem în discuție aceste lucruri, astfel încât pe viitor în România, în spectrul politic, cel puțin în cel liberal, creativitatea umană și, să spunem, dezvoltarea spirituală să fie spirituală și economică să fie influențată politic mai mult de femei. Cam asta este punctul meu de vedere la această întâlnire. Din ce în ce mai multe femei intră în politică. De ce fac femeile politică? Pentru că politica ne afectează viața tuturor. Deci politica și deciziile din politică ne afectează viața familiilor, viața copiilor noștri, viața bunicilor noștri, viața familiilor noastre și, prin urmare, avem responsabilitate față de, în primul rând, față de familiile noastre să intrăm în politică și să facem politică și să încercăm să o influențăm în mod pozitiv. Din păcate, în ultima perioadă, familiile din România au fost aspru lovite. Vedeți din ce în ce mai mulți oameni care nu mai au locuri de muncă, vedeți copii care termină facultățile sau școlile și se duc la muncă în străinătate, vedeți oameni care își duc din ce în ce mai greu traiul zilnic din lipsa banilor, nu mai vorbim apoi de întreprinzători care își văd afacerile din ce în ce mai
atacate de politica fiscală actualului guvern. Prin urmare, femeile liberale dau acest semnal, dacă vreți, de implicare activă în viața politică. Dorim să avem cât mai multe consilieri locali, consilieri județean și femei primari și să pregătim cât mai multe femei pentru a avea în administrația locală și centrală femei cu experiență. Nu orice fel de femei, ci femeile de valoare, femeile care, într-adevăr, pot schimba în bine România. Organizați acest seminar de instruire sub numele de Femeile Liberale Pot Ajuta România. Cum pot ele? Este un program mai amplu. Prima dată am întărit organizațiile de femei, apoi le-am învățat cum să comunice cu electoratul, după aceea le-am învățat cum să-și selecteze candidatele cele mai bune și cum să afle nevoile populației și să vină cu soluții la aceste probleme. Simt că acest program se numește Femeile Pot Ajuta România pentru că depinde, în primul rând, de fiecare femeie dacă decide să-și aloce o parte din timpul său cetății sau rămâne doar îngrijindu-se de familia proprie. Eu cred că avem responsabilitate să îmbinăm și grija față de familie și grija față de cetate, pentru că numai așa familiei îi va fi mai bine. De ce ar trebui femeile să se implice în viața politică? Femeile noastre sunt deja implicate în viața politică. Numai de ce, nu știu, v-aș întreba și eu pe dumneavoastră, de ce trebuie să vă implicați în televiziune? Cred că femeile sunt peste tot în societate și cu atât mai mult trebuie să fie și în viața politică. Sunt foarte eficiente, se știu organiza, ca dovadă, uitați la organizarea de astăzi, și chiar noi denorim și candidate femei. La satul mare de unde vin eu, avem candidate foarte serioase, femei care au șanse să câștige. Tocmai mi-a spus că bărbații au de învățat de la femei. Este adevărat. Păi dacă ne gândim la coeziunea lor, la faptul că se știu organiza, se știu mobiliza și își găsesc câteva teme care într-adevăr sunt dedicate femeilor. Și să nu uităm că mai mult din jumătate din electoratul României sunt femei. În urmare, este utilă implicarea femeilor în politică. În aceste zile se desfășoară la Sighetul Marmației un seminar de instruire politică. Vreau să vă întreb cât de importantă este profesionalizarea omului politic. În România, unde este nevoie întotdeauna de un leadership mai bun, unde 20 de ani vedem că leadership-ul nu încetează să se resimtă pe efectele improvizării, cred că este esențial. În plus, pregătirea oamenilor politici este o formă indirectă de susținere a politicii, este o resursă, nu, pe care o distribuim acestor persoane care au un rol public esențial. Ori aici se petrece o școală politică pentru femeile liberale, pentru femeile care se pregătesc să devină reprezentante ale comunității în alegerile locale, în primul rând. Profesionalismul lor va însemna beneficii pentru comunitățile din care fac parte. Așadar, eu cred că importanța acestui eveniment este una care marchează interesele tuturor cetățenilor din zonă. Domnule Anghel, trăim într-o societate de consum și o societate în care strategiile de comunicare sunt foarte importante. Ce strategii de comunicare veți încerca să le influențați femeilor liberale în acest seminar de instruire politică? În general, femeile comunică mai bine decât bărbații, dar în viața personală. Acum ai spus de viața publică și de ceea ce înseamnă politică. Cred eu că în România femeile au o șansă. Dacă reușesc să o valorifice, va fi spre câștigul nostru. Astfel încât, din experiența mea pe care o am în cei aproape 20 de ani de politică după 1989, sunt câteva elemente care ar putea să fie modele sau exemple pentru multe din doamnele de față. Chiar dacă trebuie să recunosc că de multe ori au inițiative și care sunt surprinzătoare și care sunt de multe ori mai bune decât ale noastre. Cred că este o inițiativă bună, un mesaj coerent pe aceste zone de dezvoltare în care se întâlnesc colegii liberale din mai multe județe să-și perfecționeze variantele de abordare în ceea ce privește publică locală, pentru că vrem, nu vrem, în viitor vom avea și femei primari mai multe, vom avea și femei consilieri mai multe, de ce nu femei miniștri mai multe. Cred eu că este un lucru bun și le felicit pentru inițiativă și cât pot să le ofer ca și experiență, am să încerc.
oaspeți de seamă la Sighetul Marmației cu ocazia organizării acestui seminar de instruire politică. Ce înseamnă prezența atâtor personalități liberale la Sighet pentru Sighet și pentru Partidul Liberal, pentru filiala Sighet a Partidului Național Liberal? Dar spune că suntem obișnuiți. Acest eveniment e al doilea pe care îl marcăm pe o hartă politică. Primul fiind școala politică I.C. Brătian, organizată de Tineretul Național Liberal. Acesta e cel de-al doilea eveniment național pe care îl organizăm la Sighetul Marmației și eu mă bucur pentru că reușesc să pun Sighetul Marmației pe hartă, pe harta PNL-ului și în contextul actual pe o hartă USL. E foarte important pentru noi pentru că în viitorul guvern vor fi miniștri care astăzi sunt aici în sală și în zilele următoare vor fi prezenți și pentru mine e important să știi de Sighetul Marmației, să cunoască problemele de aici, să am o relație foarte bună cu ei, că atunci când am nevoie să poată direcționa fondurile spre Sighetul Marmației. Practic asta e miza din spatele politicului în a relaționa cu oameni, avea oameni importanți care să țină aproape de acest oraș și care să ne finanțeze atunci când avem nevoie pe proiecte, pe alocări guvernamentale și așa mai departe. Într-un alt plan, sigur, organizația FM e una dintre cele mai importante organizații pe care noi le avem. La Sighetul Marmației avem un colectiv extraordinar de femei care muncesc mult în politică. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic există o femeie puternică. În spatele meu există multe femei puternice, cele din organizația din Sighetul Marmației. Doamna Cormoș, cât de important este rolul femeii în viața politică? Eu cred că este esențial. Pentru că noi femeile protejăm în primul rând familia, care este valoarea cea mai de preț a umanității. Și toate programele pe care noi le derulăm sunt în sprijinul familiei, în sprijinul mediului înconjurător, în sprijinul protecției sociale, în sănătate, în educație. Așa încât, acestea fiind zise, alergăm pe pista noastră proprie, ca politicieni, și așa încât rolul nostru este covârșitor în momentul de față. Ce înseamnă organizarea acestui seminar de instruire politică aici la Sighetul Marmației pentru Organizația Femeilor Liberale, filiala Sighet? Deci acest seminar este foarte important. Noi suntem deosebit de onorate pentru faptul că se derulează aici la noi. De obicei este reședința de județ, dar acum având în vedere faptul că liberalismul maramureșan are sediu aici în Sighetul Marmației, așa simțim noi și așa susținem cu tărie, este firesc ca acest seminar să fie aici și să se deruleze și sperăm că se va derula în condiții extraordinar de bune și va avea un feedback fantastic. Seminar de instruire politică care se intitulează Femeia ajută, femeile liberale pot ajuta România. Cum pot femeile liberale să ajute România? Femeia în general poate să ajute societatea în întregul ei ansamblu, pornind de la celula de bază, ca să mă exprim mai tehnic așa, care este familia, până la nivel de cel mai înalt sau până la cea mai înaltă decizie. Pentru că un om puternic, mă refer la un bărbat puternic, trebuie să aibă alături cel puțin o femeie la fel de puternică. Femeia prin structură este mai organizată, spun eu, decât bărbatul și oricât ne ținem noi bărbații de bărbați, avem nevoie de femeie în viața noastră și tot așa societatea în ansamblu are nevoie de organizarea femeii. Credeți că o femeie poate să facă o carieră politică mai ușor sau mai greu decât un bărbat? Cred că o femeie poate să facă o carieră politică fără doar și poate, însă cu mai multe sacrificii. Prin natura firii, femeia naște, femeia are grijă de copil și pentru a face o carieră politică trebuie să sacrifice altceva sau să acorde mai mult timp politicii decât familiei și poate constitui la un moment dat un sacrificiu acest lucru. Care credeți că este rolul femeii în viața politică în România astăzi? Cred că ar trebui să fie același rol ca și al bărbatului, să pornim de la egal la egal cu aceleași șanse, atât bărbații cât și femeile. Nu trebuie să existe niciun fel de discriminare din punct de vedere politic între femeie și bărbat, pentru că s-a dovedit că cel puțin pot să fie la fel de capabile ca oricare alt bărbat.
Acesta este un seminar de instruire politică, o școală de pregătire a femeilor liberale din administrația publică. Cât de important credeți că este pregătirea, instruirea și profesionalismul pentru a clădi o carieră politică? Este nevoie de instruire continuă, indiferent dacă ești bărbat sau femeie, pentru că cu cât mai multe cunoștințe acumulezi, cu atât poți să devii un mai bun profesionist, inclusiv în politică. Vreau să vă întreb acum local, pentru că dumneavoastră candidați din partea USL la președinția Consiliului Județean. Vreau să vă întreb ce părere aveți în Sighet de această, noi o numim un succes de negociere locală între formarea acestei echipe, Ovidiu Nemes ca viitor primar și doamna Eugenia Gogea în Parlamentul Român. Eu cred că este un succes al modernizării. Se dă o șansă modernizării, pentru că după reușita la nivelul municipiului Baia Mare cu un primar tânăr, care a dovedit că poate, cred că vine rândul și municipiului Sighetul Marmației să dea șansă unui tânăr să fie primar, care a dovedit până acum că poate, că are resurse și cred eu va fi unul din cei mai buni primari pe care îi poate avea municipiul Baia Mare. Și de asemenea, municipiul Sighetul Marmației sunt obișnuit reflex cu Baia Mare și totodată cred că trebuie să ne dăm acea șansă și la nivelul conducerii județului Maramureș să ieșim din această inerție care de 20 de ani ne ține județul pe loc. Și cred că, alături de Baia Mare, Sighetul Marmației și celelalte orașe și comune, evident, importante, să dăm o șansă să modernizăm acest județ Maramureș. Care credeți că sunt instrumentele cele mai abile pe care le poate folosi un candidat la o anumită funcție pentru a-și clădi o imagine credibilă? Eu cred că, în primul rând, ține de propria personalitate. Dacă ești perseverent, dacă ești hotărât, dacă ai energie, dacă ești profesionist, poți să faci față în absolut orice domeniu, inclusiv în politică. Dumneavoastră, în calitate de candidat, să spun așa, cum vă dați seama de cererile și așteptările alegătorului? Cum le descoperiți? Este vizibil la nivelul societății românești actuale și în special la nivelul județului Maramureș, că lumea s-a săturat să fie mințită, s-a săturat să fie pasată cu tot felul de false probleme. Cred eu că s-a săturat de promisiuni, în primul rând, care nu au acoperiri în realitate și deja oamenii au început să devină vocali, să exprime ceea ce își doresc de la viață, de la oameni, în general de la politicieni în special, și este foarte simplu de a identifica problemele sociale. De aici până a le rezolva, deja este o altă etapă a discuției și presupune mult mai mult argument. Societatea în care trăim acum are foarte multe răni. Care ar fi tratamentul care trebuie aplicat pentru a ieși din această stare de covalescență? Unde trebuie intervenit cu prioritate? Unde ați intervenit dumneavoastră? În primul rând, educațional și pe urmă economic. Pentru că o societate educată știe ce nevoie are, știe cum să le exprime și știe să tragă la răspundere pe cei care nu-și fac treaba. Și cred că în anul acesta vom da dovadă că suntem o societate educată și cei care sunt responsabili de nivelul actual de însărăcirea populației să fie sancționați. Care credeți că sunt cele mai grave probleme care există la nivelul județului Maramureș? Sunt foarte multe. Sunt extrem de multe pentru că, din păcate, în ultima administrare, în 4 ani de zile, nu a fost finalizat nici măcar un proiect. Nu s-au adus la îndeplinire nici cele existente și nu s-a făcut absolut nimic. Am avut în lucru un aeroport internațional, un drum expres. Ce s-a întâmplat cu ele? Un spital? Ce s-a întâmplat cu ele? Avem în lucru un drum Baia-Scrie-Bârsana. Vedeți și dumneavoastră care circulați pe acolo mult mai des decât mine, cam care sunt condițiile de trafic. Și atunci trebuie oferită deschidere spre lume acestui județ extraordinar de frumos, uitat de politicieni în ultimii 22 de ani. Care ar fi soluțiile pe care le vedeți dumneavoastră? În primul rând, conștientizare, organizare, perseverență, muncă și bun simț în ceea ce faci. Că dacă nu faci ceva cu bun simț și cu responsabilitate, nu iese nimic.
nu vă pot promite acum că faci ceva sau altceva, ci cred că trebuie să dăm o șansă să ne modernizăm. Cam asta este ceea ce trebuie să facem în 2012 și cu ajutorul a ceea ce se cheamă construcția politică USL se poate face. Instruire. Unul dintre obiectivele acestui seminar a fost să arate oamenilor că există și un alt mod de a face politică. La ce se referă acest lucru? Bun, în mod evident există un alt mod de a face politică în ceea ce privește, dacă vreți, determinarea pe care am găsit-o la colegele noastre prezente astăzi la SIGET, nevoia de acțiune, nevoia de transparență, nevoia de a asigura o guvernare structurată pe alte principii, pe alte mecanisme decât cea actuală. Eu sunt foarte mulțumit că am văzut foarte multă încredere aici, încrederea că în România se poate schimba ceva și eu cred că, în general, România are nevoie de speranță și are nevoie de încredere. Cum vedeți dumneavoastră evoluția filialei SIGET a PNL din 2008 până în prezent? Eu cred că în momentul de față filiala noastră din SIGET în Armație își dă bătălia, dacă vreți, cea mai importantă. Sper din tot sufletul că după alegerile locale Ovidiu Nemes, colegul nostru care a structurat această filială, a făcut din PNL Sighetul Marmației una dintre cele mai puternice filiale din România, va fi primarul municipiului și că el va arăta că se poate face administrație și altfel, că se poate aduce un suflu nou, inițiativă, proiecte în Sighetul Marmației. Dacă PSD-ul se încăpățânează și nu renunță la orgolii și vor dori cu orice preț să aibă un candidat la primărie din partea PSD, iar Ovidiu Nemes va candida din partea PNL, nu a USL, în cazul unui eșec, a cui credeți că va fi vina? A PSD sau a PNL? E mai puțin important a cui va fi vina. Eu cred că Ovidiu Nemes va câștiga și dacă va candida din partea Partidului Național Liberal, mi-aș dori să candideze din partea Uniunii Social-Liberale. Le-am spus foarte clar și colegilor de la Partidul Social-Democrat astăzi și ieri în Baia Mare că ei trebuie să se gândească dacă doresc ca municipiul Sighetul Marmației să fie o redută a Uniunii Social-Liberale, o redută câștigată de Uniunea Social-Liberală, sau dacă doresc să facem joc de glezne și să deschidem astfel o competiție politică care s-ar putea să aibă un final necunoscut. Cum veți implica dumneavoastră în campania electorală care urmează? Eu voi fi alături de colegul nostru. Repet, cred că din punctul de vedere al Partidului Național Liberal, și nu vorbesc doar de Maramureș, vorbesc din punctul de vedere național, a cuceri Sighetul Marmației și mai ales după aceea arăta că se poate face administrație performantă, că se poate face dezvoltare aici, e foarte important. Care credeți că sunt șansele domnului Zanfir Ciceu, candidatul USL la președinția Consiliului Județean? Bun, acum, în ceea ce privește pe Zanfir Ciceu, lumea operează cu un fel de stereotip. Spune, domnule, nu-l cunosc oamenii, ca atare ar fi fost mai bine dacă ar fi fost nu știu cine de la PSD sau nu știu cine de la PNL. Eu cred că Zanfir Ciceu e un om tânăr și așa cum i-am dat lui Cătălin Cherecheș în Baia Mare o investiție de încredere anul trecut și acum dacă privim în urmă vedem că această investiție de încredere a meritat, în sensul că el a arătat că poate să fie un primar eficient al Băii Mare, a arătat că poate să aibă idei noi, suflu nou, astfel cred că și lui Zanfir Ciceu putem să-i dăm această, să spunem, acest beneficiu de inițiativă și cred că se constituie încet, încet la nivelul județului Maramureș o tripletă, să spun așa, a unei noi generații de politicieni, cu Zanfir Ciceu candidat la președinția Consiliului Județean, cu Cătălin Cherecheș primar de Baia Mare și cu Ovidiu Nemes viitor primar de Sighetul Marmației. Puteți să ne dați un pronostic pentru în ceea ce privește procentele pe care le-au acumulat USL în urma alegerilor din 2012? La nivel național sau la nivel local? Local.
Eu cred că Uniunea Social-Liberală va câștiga în jur de 60% din mandatele de primari și că va avea majoritatea în Consiliul Județean și mai ales cred că principalele zone din județul Maramureș, Baia Mare, Sighetul Marmației, Borșa, Vișeu, Sein, Tăuții Măghereuș și aș mai putea continua enumerarea, vor fi conduse de edile aparținând Uniunii Social-Liberale. Sunt un om de carne și de vis, de pământ și cer. Yeah.